カメラに入ってくる。Ascultăm știrile cu Mihaela Joga. Bine v-am regăsit. Ca să nu rămână pe uscat din cauza crizei, firmele care comercializau până acum ambarcațiuni s-au transformat în școli pentru navigația de agrement. Surprize uriașe la Roland Garros, Rodic David Ferrer și Juan Carlos Ferrer au spus adio Open-ului Franței. Urmează știrile pe larg. Cei doi polițiști din Galați, complici la furturile comise pe platforma ArcelorMittal, vor fi cercetați în stare de libertate, au decis aseară judecătorii. Pentru ceilalți 5 membri ai rețelei, Curtea de Apel Galați a emis mandate de arestare pentru 29 de zile. Timp de 2 ani, cei doi oameni al legii s-au înțeles cu hoții și au adus un prejudiciu de peste 600.000 de lei. Unul dintre polițiștii implicați în afacere este comisarul șef Vasile Hulea, chiar comandantul secției de poliție de pe platforma combinatului siderurgic. Celălalt era adjunctul său. Anchetatorii au prins în flagrant în timp ce hoții ieșeau pe sub nasul lor fără ca oamenii legii să le facă nimic. Criza a băgat la apă și vânzările de iahturi. Ca să nu se scufunde de-a binelea, firmele de profil de la noi s-au transformat în școli de navigație pentru ambarcațiuni cu pânze. În portul Mangalia predă un instructor care a lucrat în Marina Militară Britanică, invitat special de la cea mai renumită școală de iahting din Anglia. Cursul costă între 250 și 750 de euro. După 5 zile de pregătire intensivă, fiecare cursant primește brevetul de navigator. Scandal în guvernul britanic. Secretarul general al trezoreriei Marii Britanii, David Lowe, s-a demisionat ieri după acuzațiile legate de decontarea chiriei partenerului său. Cotidianul Daily Telegraph a dezvăluit recent că Lowe, un fost banchier care a ajuns milionar, a decontat în calitate de deputat 40.000 de lire sterline în contul unui contracasă de rusul Gabashvili, jucător care se bate să intre în top 100, scrie ProSport. Și tenismenul spaniol David Ferrer, cap de serie numărul 9, a fost eliminat după ce a fost învins de austriacul Jürgen Meltzer, al 22-lea favorit, iar spaniolul Juan Carlos Ferrero a pierdut în fața americanului Robert Ginepri și croatul Ivan Ljubicic a fost eliminat în turul 3 de la Roland Garros după ce a fost bătut de brazilianul Tomas Belucci. La final, datele meteo de la ANM. Vor scutura și astăzi va ploua destul de mult în cea mai mare parte a țării și este posibil să cadă și grindina. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 27 de grade. Potrivit ANM, acum sunt 18 la Oradea și Sibiu, 20 la Timișoara, 21 la București și Ploiești, 19 grade la Botoșan și 22 la Constanța. Vă aștept la noi știri la ora 12. Rămâneți până atunci cu Imarinescu. Domnul Răzvan din București, bună dimineața! Salut!
A trimis un SMS la 1872, numărul cu tarif normal, a scris Bon Jovi și acum are șansa de a intra în marea finală. Spune-mi, te rog, în București, pe ce frecvență asculti Radio Info Pro? 97.9. Foarte frumos din partea ta că faci acest lucru, îți mulțumesc. Să știi că până pe 4 iunie inclusiv se mai poate lumea înscrie la concursul pentru Bon Jovi. Da, Răzvane? Da. Mă bazez pe tine că să spui la jumătate de București, ok? Da. Ai trimis SMS-ul, trebuie să mai răspunzi la o întrebare. Eu îți spun întrebarea, îți dau și 3 variante de răspuns. Dacă zici cum trebuie, primești și un studiu cu trupa Bon Jovi plus intrarea în marea finală care va desemna câștigătorul. Fii atent, Răzvane. Pe ce loc a fost turneul Have a Nice Day în 2005 din punct de vedere al încasărilor? Ai 3 variante. Pe primul loc n-a avut încasări și pe locul 3. Pe locul 3. Pe locul 3, foarte frumos din partea ta. Uite că ai dreptul de a intra în final la Bon Jovi. Îți place Parisul? Da, sigur că da. Ai mai fost la Paris? Da. Da? Oh, pe da. Atunci o să dăm la altcineva. Ok, bine. Șansa este de partea tuturor celor care au intrat în finală, dar și de partea celor care se vor înscrie în continuare, pentru că până în 4 iunie, repet, lumea are șansa de a merge la Bon Jovi în 16 iunie la Paris. Detalii ai și pe www.infopro.ro. Ai accesat vreodată site-ul nostru, Răzvan? Normal. Ai accesat. Ești mulțumit de el în ultima vreme? Da. Da, păi se ocupă Florin Goldic de el și de aia ești mulțumit. Pentru că se cam pricepe băiatul ăsta la mine. Da, da. Bine, dragă Răzvanul, pe unde ești? Zine ceva despre trafic eventual. Păi eu sunt pe undeva prin instant și se merge ok. Se merge ok. Bine, dragul. Da. Să ai o zi frumoasă, Răzvan a fost alături de noi. 11 și 39 de minute. Ne pregătim pentru muzică imediat. Și familist convins. Bărbatul deștept și orientat. Deci să nu se înfierbânte și să-ți meargă mintea la rece.